După George Maior, Florian Coldea este al doilea fost oficial SRI, care spune că Liviu Dragnea a participat la o masă de Crăciun organizată de către Serviciul Român de Informații. Credeți că este potrivită prezența lui Liviu Dragnea, președintele PSD, la un astfel de eveniment? Haideți să vă spun ceva. Discutați cu cei care au făcut aceste afirmații, nu îmi puneți mie întrebarea referitoare la obligațiile sau, eu știu, calitățile în care participă la o serie de reuniuni în alte persoane. Eu, în ceea ce mă privește, știu cum să mă comport și cred că mă puteți întreba pe mine, dacă este cazul. Ca beneficiar la o asemenea întâlnire? Nu, ca beneficiar de informații de la structurile... Hai să punem o întrebare, nu? Nu. Da. Dumneavoastră, ca beneficiar de informații de la aceste structuri ale statului, cum luați informațiile? În cadrul formal, informal? Nu, informațiile se iau numai pe cale oficială, pentru că de câte ori aceste servicii consideră că este necesar, ele informează, hai să spunem, factorii decidenți pe diferite paliere, fie la nivelul guvernului, fie la nivelul parlamentului, fie la nivelul președinției și așa mai departe. Există un protocol încheiat între senate. De ce ați evitat întâlnirile acestea mai informale? Haideți să vă spun ceva. În viață eu am învățat așa. Civilii cu civilii și restul